Bun găsit tuturor la cel de-al treilea episod al serialului Secretele manifestării dorințelor. În primul episod am vorbit despre puterea imaginației, am explicat de ce imaginația este cea mai mare forță creatoare a universului și cum funcționează principiul atragem ceea ce gândim. În al doilea episod am vorbit despre primii pași pe care trebuie să-i facem pe calea manifestării dorințelor în lumea concretă, detoxifierea și iluminarea minții. Am descris intuiția, sursa imaginației noastre creative și am prezentat cea mai eficientă metodă de detoxifiere a minții. Episodul de față este despre cum punem în practică toate cunoștințele pe care le-am acumulat în primele două episoade, despre cum construim sanctuarul divin interior, locul unde ne vom putea desfășura eficient imaginarea creativă și despre cine sau ce sunt ghizii noștri spirituali și cum putem stabili legătura cu ei. Înainte de a continua, îngăduiți-mi să mulțumesc tuturor celor care ni s-au alăturat și au devenit membri canalului, tuturor celor care sunt alături de noi și susțin activitatea de realizare a documentarelor și podcasturilor marca sursa de motivație zilnică. Tuturor celor care rezonați cu mesajele transmise de sursa de motivație zilnică, vă reamintesc faptul că primul și cel mai important pas pe calea dezvoltării voastre personale, pe calea activării evoluției conștiinței sufletelor voastre, este să deveniți stăpânii minții. Mintea este în același timp instrumentul cu ajutorul căruia dobândim cunoaștere pentru a fi pregătiți să facem pași pe calea trezirii, dar și instrumentul care, dacă nu este detoxifiat de convingeri eronate și credințe dogmatice, ne poate împiedica să evoluăm. Dacă nu vă străduiți să deveniți stăpânii gândurilor voastre, toate aceste cunoștințe pe care vi le voi împărtăși nu vor face altceva decât să nască noi conflicte interioare în mintea voastră. Dacă nu veți pune în practică ceea ce veți asimila și accepta ca fiind adevărat, nu veți reuși altceva decât să vă pierdeți timpul sau să resimțiți un disconfort provocat de acțiunile voastre neconforme cu sistemul de credințe pe care vi-l formați. Specialiștii în psihologie numesc asta disonanță cognitivă, mai pe românește, una crezi și alta faci. Doar o minte aflată sub controlul vostru va îngădui imaginației să-și exercite pe deplin forța creatoare. Atunci când mintea deține controlul, corupe imaginarea creativă și o transformă într-o simplă fantezie. Este esențial să perseverați în procesul de detoxifiere și iluminare a minții până când veți fi proprii voștri suverani. Și pentru că tot veni vorba de suveranitate, pentru un plus de motivație și energie vitală, vă recomand videoclipul nostru Fii suveran, cheia trezirii spirituale. Vă las linkul către acest videoclip în descriere, unde veți găsi de asemenea multe alte recomandări interesante. Pregătiți-vă caietul de lucru și să trecem la treabă. Prima etapă a procesului de imaginare creativă este relaxarea. Mintea, trupul și emoțiile voastre trebuie să fie relaxate înainte de începerea acestui proces. Relaxarea psihică, fizică și emoțională este o artă. Și vorba unui clasic în viață, arta nu poate fi amatoare, de aceea trebuie să învățați să fiți artiști ai relaxării. Cum obținem o stare de relaxare adecvată pentru a parcurge un proces eficient de manifestare a dorințelor? Sunt sute, dacă nu mii de metode de relaxare. Unele sunt eficiente atunci când vine vorba de trup, altele sunt benefice în cazul minții și emoțiilor, însă metoda pe care o prezentăm astăzi este una completă și are ca rezultat atât relaxarea fizică și mentală, cât și relaxarea emoțională. Metoda noastră este și una foarte complexă, deși nu este absolut deloc complicată. De ce complexă?
pentru că pe lângă beneficiul relaxării, această metodă ajută și la stimularea zonelor latente ale minții, la extinderea intelectului, îmbunătățirea memoriei și creșterea abilităților de învățare, la experimentarea unei mai mari armonii în relațiile cu tot ceea ce ne înconjoară. Contribuie de asemenea la trezirea intuiției, stabilind canale clare către sursele de inspirație și creativitate din orice domeniu pe care îl alegi, dar este și foarte eficientă în stimularea învățării comunicării telepatice și stăpânirea artei evaluării intuitive. Această metodă asigură reușita unei comunicări mai profunde cu natura prin perceperea structurii și funcțiilor mineralelor, plantelor și animalelor din perspectiva sufletului. Acest exercițiu de relaxare pregătește întâlnirea cu ghizii voștri spirituali, ființele eterice care ne păzesc și ne inspiră. Eu zâmbesc când definesc astfel ghizii spirituali și sunt sigur că veți zâmbi și voi pe când veți afla cine sunt de fapt acești ghizi spirituali. Și nu în ultimul rând, această metodă de relaxare poate conduce la vindecări fizice, mentale și emoționale și s-a dovedit de multe ori a fi foarte eficientă acolo unde medicina convențională s-a declarat învinsă. Câte beneficii minunate oferă exercițiul nostru de relaxare pe care îl vom prezenta astăzi. Cu toate acestea, cea mai mare recompensă pe care o veți obține după o perioadă de exersare relativ scurtă va fi descoperirea răspunsului la întrebarea care vă frământă de multă vreme. Cine sunt eu? Fiecare dintre voi va progresa în propriul său ritm, pentru că drumul fiecarei ființe este unic și dependent de nivelul de credință pură al fiecăruia. Postura corpului, atât în timpul exercițiului de relaxare, cât și pe parcursul întregului proces de imaginare creativă, este foarte importantă. Nu vă gândiți la tot felul de poziții ciudate ale corpului, absolut deloc. Corpul trebuie să fie centrat și echilibrat, astfel încât să puteți intra în stări profunde de relaxare, fără disconfort sau încordare. Dacă preferi poziția lotus, este ok, dacă preferi poziția culcat, este la fel de ok, deși există posibilitatea să te fure somnul, dacă preferi poziția relaxat pe fotoliu, este în regulă. Respirația în timpul exercițiului este și ea la fel de importantă ca și poziția corpului. Știu că majoritatea oamenilor nu au acordat niciodată importanța cuvenită respirației. Au lăsat-o să funcționeze pe pilot automat și, neconștientizând-o, nu s-au putut bucura niciodată de beneficiile unei respirații corecte. Respirația corectă este cea pe care o realizăm în timpul somnului, atunci când mintea conștientă nu intervine. Respirația corectă nu este cea din piept, la nivelul diafragmei, ci cea din plexul solar, din burtă. Pentru a ajunge să respirați corect, trebuie să exersați conștientizarea respirației. Respirația are 4 timpi, asupra cărora puteți medita încetinind procesul și concentrându-vă asupra lui. Timpul 1 începe inspirarea, timpul 2 se termină inspirarea, timpul 3 începe expirarea, timpul 4 se termină expirarea. Veți fi mai mult decât încântați de vitalitatea sporită și sentimentul de curățenie interioară care vă va furnica prin tot corpul în timp ce veți respira corect. Vă veți încărca toate celulele cu energia vitală specială cunoscută și sub numele de prana sau chi. A doua etapă necesară dacă vrem să parcurgem un proces eficient de imaginare creativă și să ne bucurăm de manifestarea dorințelor noastre, este să ne construim propriul nostru sanctuar, locul sfânt din care vom dezlănțui forța imaginației și vom transmite universului dorința noastră. În lumea materială, orice cerere trebuie să poarte o semnătură, nu-i așa? În lumea spirituală, cererile adresate divinității se semnează și ele, însă cu semnătura noastră energetică.
Despre semnătura energetică am vorbit în mai toate videoclipurile noastre postate în perioada februarie-aprilie 2021, pe care vă recomand cu drag să le urmăriți. După ce veți fi terminat construirea sanctuarului vostru interior, puteți fi siguri că nu veți mai fi tulburați de semnalele transmise de cele 5 simțuri cu care percepem lumea exterioară și veți reuși să lucrați excelent cu cele 5 simțuri interioare corespondente celor exterioare. Cu ajutorul exercițiului nostru de relaxare, veți dezvolta cele 5 simțuri interioare și veți descoperi o serie întreagă de noi senzații. Ați auzit probabil de pilda celor 10 fecioare descrisă în Evanghelia lui Matei la capitolul 25. Prin povestea celor 10 fecioare, Iisus încerca să explice ce este împărăția cerurilor. Această pildă nu este altceva decât o descriere alegorică a celor 10 simțuri ale noastre, 5 cu care percepem lumea exterioară și corespondentele lor, celelalte 5 simțuri cu care percepem lumea interioară. A treia etapă pe calea manifestării dorințelor noastre este întâlnirea ghizilor spirituali și comunicarea cu aceștia. Spuneam mai devreme că zâmbesc atunci când descriu ghizii spirituali ca pe ființe eterice care ne inspiră și ne păzesc și că veți zâmbi și voi când veți descoperi cine sunt cu adevărat ghizii spirituali. Ei bine, ghizii noștri spirituali nu sunt nălucire ale minții, îngeri sau alte ființe exterioare nouă, ci proiecții interioare, mesaje ale sufletului pentru mintea conștientă. Vă invit să lăsați deoparte toate prejudecățile pe care le aveți privind noțiunea de suflet, să acceptați adevărul conform căruia sufletul este partea nemuritoare a noastră, că noi nu avem suflete, ci suntem suflete, că noi nu suntem trupul și că trupul nu este altceva decât un vehicul ce poartă sufletul prin lumea materială în marea sa călătorie pe calea evoluției. Dacă vreți să aflați mai multe despre suflet, de ce se încarnează, care sunt etapele evoluției sale și de ce drumul lui spre lumină trece pe aici, pe pământ, găsiți în descriere un link către playlistul nostru Misterele Sufletului. Haideți să parcurgem împreună prin exerciții practice cele 3 etape: relaxarea, construirea sanctuarului interior și comunicarea cu ghizii spirituali. Exercițiul nostru de relaxare și vindecare este unul inedit care îmbină elemente de imaginare controlată cu elemente de cromoterapie meditațională. Pentru a începe, găsiți un loc în care să nu fiți deranjați, în natură sau acasă, într-o cameră bine aerisită și purificată energetic. Despre cum puteți elimina energiile negative cu ajutorul sării de mare, lămâilor sau fumului de salvie, vă puteți documenta urmărind videoclipurile noastre din playlistul Eliminarea energiilor negative. Dacă faceți exercițiul în camera voastră, îndepărtați și toate sursele cu potențial de distragere a atenției, ceasuri, telefoane mobile, aparate electronice cu alarmă sau orice v-ar putea întrerupe exercițiul. Muzica de vindecare energetică pe frecvențele miraculoase ale gamei antice solfegio, ascultată la căști, este un tovarăș de drum de mare încredere în călătoriile interioare, așa că v-am pregătit 2 meditații muzicale speciale pe care le puteți asculta în timpul exercițiului de relaxare, în timpul etapelor de construire a sanctuarului interior și comunicare cu ghizii spirituali sau ori de câte ori veți lucra cu forța imaginației. Linkurile către aceste 2 meditații muzicale le găsiți mai jos în descrierea podcastului. Aduceți-vă în minte acum cifra și culoarea care corespund destinului vostru. Cum se calculează cifra destinului și care este culoarea corespondentă fiecarei cifre a destinului, aflați din videoclipul nostru Autovindecarea prin puterea și vibrația culorilor. Așezați-vă într-o poziție relaxantă. Închideți ochii și eliberați-vă mintea de gândurile și preocupările care vă distrag atenția,
eliberați-vă de toate treburile lumii exterioare. Exercițiul nu va dura mai mult de 15 până la 30 de minute. Păstrând ochii închiși, reduceți ritmul respirației astfel încât să vă puteți concentra asupra celor 4 pași descriși anterior. Acum conștientizați momentul începerii inspirării, inspirați ușor și rostiți în mintea voastră cuvintele inspir lumină. Opriți inspirarea, conștientizați momentul opririi și numărați în gând de la 3 la 1. Conștientizați momentul începerii expirației, expirați ușor, iar în timp ce expirați, rostiți cuvintele expir întuneric. Reluați acest proces de 3 ori. După ce veți inspira de 3 ori lumină și veți expira de 3 ori întuneric, verificați dacă respirația a rămas una corectă, adică din burtă, nu din capul pieptului. Încetiniți ritmul respirației astfel încât să puteți observa cu atenție cei 4 pași. Nu forțați nota făcând din asta o competiție ca să vedeți voi cât de lent puteți respira. Ritmul respirației trebuie să vă ofere siguranță, confort și un grad cât mai sporit de conștientizare. Exersând, veți reuși să respirați corect în mod natural și concentrarea asupra respirației nu va mai părea atât de dificilă așa cum pare la început. Conștientizarea respirației reduce până la eliminare gălăgia gândurilor necontrolate și disciplinează mintea. Continuați să respirați din plexul solar vreme de circa 3-4 minute, observându-vă gândurile până când acestea dispar rând pe rând. Veți simți că ați atins o stare mai profundă și că sunteți pregătiți să continuați, pentru că acum intră în joc imaginarea controlată. Atenție! Imaginați-vă un nor din abur foarte ușor respirabil, cu diametrul de circa 40-50 de centimetri, având culoarea asociată cifrei destinului vostru. Dacă cifra destinului vostru este 7, culoarea asociată este violet. Coborâți în inimă. Coborârea în inimă se face prin conștientizarea inimii. Timp de 3 cicluri de respirare, atingeți ușor zona inimii cu vârfurile degetelor mijlociu și inelar de la mâna dreaptă. În acest răstimp, cât vă aflați în inimă, cereți Universului să investească norul vostru cu putere de relaxare și vindecare fizică, emoțională și psihică. Cuvintele vi le alegeți voi, cât mai scurt și la obiect, nu spuneți o poveste întreagă. Verificați dacă respirația voastră este una corectă și emană din plexul solar. Acum vizualizați norul violet cum vă învăluie capul, coboară spre gât în ritm cu respirația și acoperă toată zona aferentă chakrei inimii. Simțiți cum norul vă învăluie corpul, pătrunde în interiorul vostru până la nivelul cel mai profund și îl scanează echilibrându-l energetic în același timp. Aburul norului se simte mult mai confortabil și mai relaxant decât aburul dintr-o saună. Îi puteți asocia norului mirosul unei flori, al unei plante sau al unui fruct care face trimitere la culoarea sa. Culoarea violet ne trimite la lavandă, liliac, panseluțe, toporaș, brândușe, dar puteți să-i asociați și mirosul unei flori preferate de culoare albă. Puteți de asemenea să-i asociați și o anumită percepție tactilă, un anumit sunet plăcut sau un gust. Lăsați norul să parcurgă, să scaneze această zonă care se întinde de la nivelul creștetului capului și până la cel al bazei sternului, timp de 3 cicluri de respirare, și mențineți-l acolo timp de alte 3 cicluri. Veți simți cum toată această zonă s-a relaxat. Verificați-vă din nou respirația să fie una corectă. În același ritm de 3 cicluri ale respirației, lăsați norul să coboare de la baza sternului prin zona plexului solar și zona pelviană,
până când va acoperi complet toată zona chakrei de bază, zona organelor genitale. Mențineți norul în această zonă de-a lungul următoarelor 3 cicluri de respirare, după care lăsați-l să coboare cu aceeași viteză până când va acoperi vârfurile degetelor de la picioare. Verificați din nou respirația. Amintiți-vă permanent că respirația corectă nu este cea la nivelul diafragmei, ci la nivelul plexului solar și dacă vă descoperiți că respirați altfel, corectați-vă. Exersând, respirația corectă va deveni o obișnuință. Efectuați de 3 ori întregul proces de scanare a corpului cu ajutorul norului colorat. Dacă cineva suferă de o afecțiune localizată într-una din cele 3 zone ale organismului în care stagnează norul pe durata a 3 cicluri de respirare, în funcție de gravitatea afecțiunii, puteți menține norul în zona respectivă timp de 6 sau 9 cicluri pentru a beneficia de o relaxare cât mai profundă a corpului. După ce ați scanat corpul de 3 ori cu ajutorul norului, lăsați norul să plece. Vizualizați mai întâi cum dispare culoarea și aburul devine alb și apoi cum aburul se risipește. Mulțumiți Universului pentru darul său! Ați finalizat prima etapă, care nu ar trebui să dureze în prima sesiune mai mult de 5 până la 8 minute. Sunteți acum relaxați și puteți trece la etapa de construire a sanctuarului interior. Mulți dintre voi mi-ați solicitat să prezint aceste exerciții sub formă de meditații ghidate individuale. Să lămurim de ce nu fac acest lucru. Vă reamintesc faptul că meditația ghidată presupune să parcurgeți niște experiențe urmând indicațiile unei voci exterioare. Dragii mei, dragele mele, experiențele cu adevărat înălțătoare sunt cele pe care vi le oferă meditația autoghidată, adică ascultarea vocii voastre interioare. De aceea consider că este mai bine ca eu să prezint aceste exerciții, voi să vă însușiți cunoștințele teoretice necesare pentru ca mai apoi să le puneți singuri în practică, ghidați de propria voastră voce. Uitați de vocea mea când practicați aceste exerciții. Vocea sufletului vostru este importantă, nu aveți nevoie de cârja vocii mele. Nu puteți experimenta nici ceea ce am experimentat eu făcând aceste exerciții. Fiecare are propriul său drum și va progresa în propriul său ritm, nu într-un ritm impus. Numai autoghidându-vă, vă veți dezvolta puteri tot mai mari de concentrare, o percepție mai ageră, o stare de spirit mai pozitivă, vă veți dezvolta intuiția și veți fi capabili să vă implicați în acțiuni inspirate, să luați decizii cu ușurință și cu precizie și, într-un final, veți putea face ca lucrurile să se întâmple după bunul vostru plac, veți face ca dorințele să se manifeste în lumea voastră concretă. Telepatia poate deveni și ea un mod comun de exprimare și comunicare pentru voi. În această lume interioară pe care o descoperiți autoghidându-vă, se găsește sursa de motivație, inspirație și creativitate pe care o căutați. Doar ascultând vocea sufletului tău, nu alte voci, întreaga ta viață va fi înălțată pe noi planuri de evoluție a conștiinței. Fiți isteți! Transcrieți exercițiul de relaxare pe caietul de lucru, înregistrați-vă vocea cu telefonul și vă construiți astfel propria meditație autoghidată pentru relaxare. Sufletul vostru va recunoaște vocea, se va bucura și va reacționa pe măsură, ajutându-vă să dobândiți relaxarea profundă de care aveți nevoie. Puteți repeta acest exercițiu ori de câte ori doriți, independent de procesul de manifestare a dorințelor prin imaginarea creativă. Este plăcut, aduce multe satisfacții, iar repetiția vă va antrena în curând mintea să răspundă instant la comanda de relaxare a corpului. Să trecem acum la cea de-a doua etapă, construirea sanctuarului interior. Am convingerea că subscrieți cu toții adevărului conform căruia atragem ceea ce gândim.
Gândurile și sentimentele noastre au propria lor energie. Gândurile sunt electrice, iar sentimentele sunt magnetice. Potențialul electromagnetic a tot ceea ce vrem să atragem în viața noastră există deja în momentul prezent în acest univers. Tot ceea ce avem de făcut este să ne unim gândurile și emoțiile, nu una să gândim și alta să simțim. Este necesar să stabilim o semnătură energetică, electromagnetică, în perfectă rezonanță cu potențialul pe care vrem să-l atragem. Semnătura noastră energetică este determinată de sinteza gândurilor și sentimentelor noastre dominante. Gândul precede orice manifestare în viața noastră. Vreau un nou job, vreau o casă nouă, vreau o ținută vestimentară nouă, vreau prieteni noi, vreau să fiu sănătos și prosper, sunt dorințe transformate în gânduri pe care mai apoi le punem în practică după ce ne imaginăm în mintea noastră tot ceea ce ne dorim. Dacă dorința care ne însoțește aceste gânduri este suficient de mare și acest lucru este indicat de sentimentul de încredere care te încearcă în legătură cu manifestarea dorințelor, gândurile tale se vor materializa. Pentru o manifestare garantată a dorințelor sufletului nostru, acestea trebuie să fie conforme unui scop înalt, să servească binelui general, nu scopurilor tale egoiste. Dorințele trebuie să fie definite de gânduri precise, însoțite de imagini clare și acompaniate de emoții care să confirme în prezent bucuria pe care o vei trăi pe când îți vei fi împlinit dorințele. Când suntem negativi și temători, nesiguri sau anxioși, deseori atragem chiar experiențele, situațiile sau persoanele pe care dorim să le evităm. Dacă suntem pozitivi în atitudine, așteptăm și ne imaginăm plăcerea, satisfacția și fericirea, vom avea tendința de a atrage oameni, situații și evenimente care se conformează așteptărilor noastre pozitive. Așadar, imaginarea conștientă a ceea ce ne dorim ne poate ajuta să manifestăm dorințele în viața noastră. Procesul schimbării vieții noastre prin manifestarea dorințelor nu are loc la niveluri superficiale, prin simpla gândire pozitivă sau exclusiv prin repetarea afirmațiilor pozitive. Acest proces implică explorarea, descoperirea și schimbarea atitudinilor noastre fundamentale cele mai profunde față de viață. În acest proces de transformare a realității noastre, descoperim adesea modalitățile prin care ne-am blocat energetic însușindu-ne inconștient frici și convingeri eronate, împiedicându-ne astfel singuri să obținem satisfacție și împlinire în viața noastră. Odată identificate clar aceste atitudini limitative, ele vor putea fi îndepărtate prin procesul de vizualizare creativă. Imediat ce le-am îndepărtat, vom trăi o stare naturală de fericire și împlinire. La început puteți practica vizualizarea creativă în momente specifice și pentru obiective specifice. Pe măsură ce veți obișnui să o folosiți mai mult, și începeți să aveți încredere în rezultate, veți descoperi că devine o parte integrantă a procesului vostru de gândire. Veți experimenta o conștientizare continuă, o stare de conștiință în care știi că ești creatorul constant al vieții tale. Acesta este și scopul cu care ne-a fost oferit la naștere darul divin al imaginației. Nu să-l ținem ascuns în noi ca pe talentul îngropat, ci să-l punem la treabă, ca să facem cu ajutorul vizualizării creative din fiecare moment al vieții noastre un moment de creație minunată în care alegem în mod natural cele mai bune, cele mai frumoase, cele mai împlinite vieți pe care ni le putem imagina pentru noi și pentru ceilalți. Eu personal cunosc mulți sceptici care s-au îndoit de eficiența practicării vizualizării creative. Totul până când i-am provocat să încerce să testeze manifestarea prin imaginare controlată cu ajutorul exercițiului nostru descris în videoclipul Pana Albastră, exercițiu de vizualizare creativă.
Viața lor s-a schimbat la 180 de grade în doar câteva săptămâni. Îndrăzniți să faceți și voi exercițiul de vizualizare creativă Pana Albastră și vă veți convinge. Găsiți linkul către acest exercițiu în descriere. Sunt destul de dese situațiile în care o persoană își blochează inconștient abilitatea de a utiliza vizualizarea creativă. Și știți de ce? Pentru că se teme de ceea ce poate descoperi privind în lăuntrul său. Adevărul gol-goluț este acela că nu există nimic în noi care să ne poată răni. Doar frica noastră de a experimenta propriile sentimente ne poate impune anumite limitări. Temerile noastre apar din lucrurile pe care nu le confruntăm pentru a le înțelege și depăși. A sosit vremea să știți că odată ce sunteți dispuși să priviți pe deplin și profund sursa unei frici, aceasta își pierde puterea și vă veți redobândi libertatea. Uneori, în special în cazul persoanelor care au trăit traume emoționale, este necesară asistența unui specialist care poate ajuta la descoperirea, înțelegerea și depășirea acestor frici. Din fericire, problemele cu vizualizarea creativă sunt relativ rare. Ea vine de regulă în mod natural și cu cât o practici mai mult, cu atât devine mai ușoară. Am întâlnit însă și persoane limitate de convingerea că vizualizarea creativă poate fi dăunătoare. Nimic mai fals. Vizualizarea creativă este un mijloc de a debloca sau de a dizolva barierele pe care noi înșine le-am ridicat în calea fluxului natural, armonios, abundent și iubitor al universului. Care este secretul vizualizării creative? Procesul de vizualizare creativă este cu adevărat eficient numai atunci când este folosit în conformitate cu cele mai înalte scopuri și pentru binele cel mai înalt al tuturor ființelor. Atunci când cineva încearcă să folosească această tehnică puternică pentru un scop egoist sau dăunător, acea persoană nu cunoaște legile spirituale ale universului și dă dovadă de ignoranță față de legea karmei. Orice vom încerca vreodată să creăm, să manifestăm pentru altul, se va răsfrânge și asupra noastră. Îmi vin în minte vorbele maestrului Shakespeare. A te ruga pentru sănătatea cuiva înseamnă o dublă binecuvântare, odată pentru cel pentru care ne rugăm și apoi pentru cel care face rugăciunea. Același principiu, aceeași lege este valabilă atât pentru iubire, ajutor, acțiuni de vindecare, cât și pentru acțiuni negative, destructive. Asta înseamnă, desigur, că pe măsură ce vei folosi vizualizarea creativă pentru binele celorlalți, multă dragoste, fericire și succes își vor găsi în mod natural drumul spre tine. Așa funcționează cele 12 legi spirituale ale universului. Sanctuarul interior este locul ideal de relaxare, liniște și siguranță pe care îl puteți crea exact așa cum doriți. Imaginația nu cunoaște limite. În sanctuarul vostru interior puteți dezlănțui forța imaginației creând orice doriți să manifestați în lumea voastră materială concretă. Este locul în care aveți controlul asupra tuturor celor 5 simțuri interioare corespondente ale celor cu care percepem lumea exterioară. Iată cum putem proceda la construirea sanctuarului interior. După ce ați finalizat exercițiul de relaxare și ați lăsat norul vindecător să se risipească, imaginați-vă un loc natural, frumos, în care să vă simțiți foarte bine. Acest loc poate fi o insulă doar a voastră, poate fi un munte, o pajiște, o pădure, o plajă, un loc sub ocean sau chiar un loc de pe altă planetă. Important este ca în acel loc să vă simțiți liniștiți și în siguranță. Explorați locul ales, observând cu atenție detaliile vizuale, sunetele și mirosurile, orice sentiment special sau impresie pe care o primiți prin intermediul celor 5 simțuri interioare. Lucrează cu forța imaginației care poate muta și munții din loc și fă tot ceea ce dorești ca să transformi locul ales într-unul ultra confortabil. Construiește o casă,
înconjoară zona cu o barieră energetică prin care să nu poată trece nimeni și nimic care să-ți tulbure liniștea. Etapa construirii sanctuarului interior nu trebuie să dureze nici mai mult de 5 minute în prima sesiune de imaginare creativă. Puteți relua oricând lucrările de construire și amenajare a sanctuarului vostru. Nu forțați nota și nu vă necăjiți dacă nu puteți acoperi toate aspectele dorite în cele 5 minute. Când veți fi suficient de antrenați, veți reuși să faceți într-o secundă ceea ce la început făceați în minute bune. Cu timpul veți putea decide să rămâneți oricât de mult doriți în sanctuarul vostru. În acest sanctuar divin interior puteți crea un loc special pentru relaxare și odihnă, un loc special pentru meditație și rugăciune, un loc special de vindecare, un loc special de întâlnire cu ghidul sau ghizii voștri spirituali, dar și un loc special în care să practicați imaginarea creativă a lucrurilor, stărilor, circumstanțelor și evenimentelor pe care doriți să le atrageți în lumea voastră materială. Acest din urmă loc poate fi un luminiș într-o pădure, de exemplu. Este doar un exemplu. Lăsați liber frâul imaginației voastre. Puteți schimba spontan orice doriți în sanctuarul vostru. Poți fi foarte creativ, poți să te distrezi mult timp acolo. Sanctuarul trebuie să vă ofere liniște și siguranță înainte de orice altceva. De acum înainte poți avea propriul tău sanctuar interior, la care te poți întoarce oricând dorești, doar închizând ochii și dorind să fii acolo. Va fi pentru voi întotdeauna vindecător și relaxant să vă aflați în sanctuarul vostru interior. Este un loc cu o putere specială pentru că acolo veți merge de fiecare dată când veți pune forța imaginației la treabă în interesul binelui general. Și încă ceva, nu povesti nimănui despre cum arată sanctuarul tău, nici despre dorințele pe care vrei să le manifesti prin procesul de imaginare creativă și nici despre cum arată sau cum se numesc ghizii tăi spirituali. Nu povesti nimănui nici despre ce vorbești tu cu ei. Nu faceți aceste greșeli. Ne confruntăm adesea cu dificultatea de a ne conecta la înțelepciunea noastră superioară, la sinele nostru înalt. Are grijă gălăgia minții să ne încurce. Cea mai bună metodă de a reuși să ne conectăm este să ne întâlnim și să ne cunoaștem ghidul sau ghizii spirituali. De obicei, ghizii spirituali vin la noi sub forma unei persoane sau a unei ființe, un prieten înțelept și iubitor cu care putem vorbi. Unii oameni percep ghizii spirituali ca pe sfere sau îngeri de lumină, alții ca pe oameni simpli sau ca pe animale. Spuneam că ghizii noștri spirituali sunt proiecții interioare care constau în imagini mentale inspirate de suflet, imagini care pot varia în funcție de fiecare ființă umană. Sufletul este energie pură. El se străduiește să-i vorbească minții într-un limbaj pe care mintea îl poate pricepe. Și cum ar putea să-și facă sufletul cunoscute mesajele sale către mintea noastră conștientă, altfel decât prin imagini familiare minții? La urma urmei, știți ce este acest sanctuar divin interior pe care îl construiți cu ajutorul imaginației, cea mai mare forță creatoare a universului? Este locul în care mintea întâlnește sufletul. Este locul în care sufletul îi vorbește minții, acelei minți pe care ați disciplinat-o să asculte șoaptele divine ale sufletului. Iată cum ne putem întâlni și cunoaște ghizii spirituali. Mergi la locul pe care l-ai creat în sanctuarul tău special pentru întâlnirea cu ghizii tăi spirituali. Imaginează-ți că ai în față o cărare nesfârșită care se pierde la orizont. Fă câțiva pași pe această cărare și observă venind spre tine o formă care radiază o lumină clară și strălucitoare. Pe măsură ce această formă se apropie, începi să deslușești dacă forma se conturează a fi un bărbat sau o femeie, un animal, o pasăre sau o sferă de lumină.
acceptă pentru început orice formă sugerată de intuiție. Cu cât forma se apropie mai mult, cu atât puteți observa mai clar diverse detalii, culoarea veșmintelor, vârsta, culoarea părului și a pielii, forma feței, înălțimea și alte aspecte. Salută această ființă și întreabă cum se numește. Și în cazul numelui, acceptați pentru început orice nume vă vine în minte și nu vă faceți griji în legătură cu asta. Arată-i ghidului sanctuarul tău și explorează-l împreună cu el. Arată-i locul tău de relaxare și odihnă, locul de meditație și rugăciune, locul în care practici vindecarea, locul în care practici vizualizarea creativă și locul din care te întorci în lumea materială. Întreabă-ți ghidul dacă ar dori să-ți spună ceva, să-ți dea vreun sfat pe care el sau ea ar dori să-ți-l dea în legătură cu ce ai construit și amenajat în sanctuarul tău. Îi poți spune ghidului tău spiritual întrebări foarte specifice. Este posibil să primești răspunsuri imediate, iar dacă nu, nu fi dezamăgit, răspunsurile vor veni ulterior pe măsură ce te vei acomoda cu ghidul tău. Atunci când experiența de a fi împreună se simte completă pentru moment, mulțumește-i ghidului tău spiritual, exprimă-ți aprecierea pentru timpul petrecut împreună și tot ceea ce te-a învățat și roagă-l să vină să te întâlnească din nou în sanctuarul tău atunci când îl vei chema pentru că vei avea nevoie de el. Oamenii au diferite tipuri de experiențe atunci când își întâlnesc ghizii spirituali. Este dificil să generalizezi. Practic, dacă te simți bine alături de ghidul tău, este foarte bine. Dacă nu, fii creativ și fă tot ceea ce depinde de tine pentru a transforma experiența într-una plăcută. Ai la îndemână cea mai mare forță creatoare a Universului. Nu-ți face griji dacă nu ai perceput din start totul clar și precis. Uneori, ghizii spirituali rămân sub forma unei străluciri de lumină sau chiar a unei figuri neclare. Important este să simți puterea, prezența și dragostea ghizilor tăi spirituali. Dacă figura ghidului spiritual pare una dură sau lipsită de iubire, este posibil să fi contactat criticul tău interior sau vreo altă energie. Mulțumește-le politicos, lasă-i să plece și cere să vină un ghid iubitor, plin de susținere și încurajare. Nu vă minunați dacă ghidul spiritual nu comunică deloc în cuvinte, ci numai prin transmiterea directă, telepatică sau intuitivă a impresiilor, sentimentelor sau cunoștințelor. Fiți pregătiți să dezvoltați noi abilități. V-am avertizat de la bun început că, practicând exercițiul nostru, veți fi capabil să descoperiți noi aptitudini în ființa voastră. Uneori, ghidul spiritual își poate schimba forma, alteori și-o păstrează an de rândul. Nu asta este important, ci faptul că ghizii spirituali vor fi acolo ori de câte ori aveți nevoie și veți apela la ei pentru a primi înțelepciune, cunoștințe, sprijin, inspirație creativă, dragoste sau pur și simplu companie. Mulți oameni care au stabilit relații solide cu ghizii lor spirituali țin să întâlnească zi de zi în meditații, fie și numai pentru a se bucura de prezența lor. Prima întâlnire a ghizilor spirituali poate dura între 5 și 10 minute, deși în foarte multe cazuri se prelungește. Nu forțați nota nici în cazul comunicării cu ghizii spirituali din prima sesiune. 5 până la 10 minute sunt suficiente. Dacă timpul și locul în care vă aflați peste zi vă permit, puteți să organizați 3 sesiuni pe zi de relaxare, construire și amenajare a sanctuarului interior și comunicare cu ghizii spirituali. Cel mai important însă este ca seara înainte de culcare și dimineața înainte de a începe o nouă zi să dedicați 15-20 de minute prezenței în sanctuar, comunicării cu ghizii spirituali și manifestării dorințelor. Oricare dintre etapele prezentate astăzi, relaxarea, construirea și amenajarea sanctuarului interior și comunicarea cu ghizii spirituali, poate fi parcursă și independent.
Dacă doriți doar să vă relaxați, faceți-o cu încredere. Dacă doriți să amenajați ceva nou în sanctuar și simțiți că sunteți suficient de relaxați, săriți peste etapa de relaxare și continuați-vă treaba. Dacă doriți doar simpla companie a ghizilor voștri spirituali, fără să mai faceți altceva pe deasupra, este absolut în ordine. Chemați-i și vor veni. De îndată ce veți finaliza construirea sanctuarului vostru interior, locul de întâlnire dintre minte și suflet, și veți pune bazele unei comunicări eficiente cu ghizii voștri spirituali, veți putea să mergeți în locul pe care l-ați pregătit pentru a dezlănțui forța imaginației și, cu credință, puteți începe să vizualizați creativ tot ceea ce veți dori să manifestați în viața voastră. În episodul viitor vă voi dezvălui care sunt cele mai puternice afirmații pozitive care amplifică forța imaginației și vă voi împărtăși două dintre cele mai eficiente tehnici de vizualizare creativă, o tehnică de vindecare și o tehnică de imaginare controlată pentru manifestarea bunurilor materiale. Până atunci, sursa de motivație zilnică, prin mintea și sufletul unor oameni pasionați de psihologie, spiritualitate, neuroștiințe și misterele universului, vă dorește spor în tot ceea ce întreprindeți. Pe curând și fiți binecuvântați cu multă sănătate, înțelepciune, răbdare, roade și energie pozitivă.